Dezvăluiri incredibile despre criminalul de la Brașov, circumflexia prezentat amanta sociei înainte de tragedie. Detalii cutremurătoare despre criminalul triplului asasinat din Brașov. Potrivit unei prietene a familiei, Florin Buliga, un el apesoi a săi chiar s-a întâmplat să-i o prezinte pe amanta sa. Zâmbea mereu subliniere, îi râdea mult. A subliniere a ocin minte pe Monica. Dar ochii ei spuneau o alt poveste. Erau tri subliniere tipi. A iubit un om care nu a meritat o subliniere i cu care părinții ei nu au fost de acord niciodată. Dar ea subliniere i-a urmat inima până la capte. Ferese subliniere tie ce iubea un monstru. Era o femeie pe cât de frumoasă, pe atât de inteligent. Se implica mult în tot ce ținea de copiii ei, Ioana subliniere Itefan. Orice feremântri aveau copiii, ea era acolo. Ea era lipiciul care ținea totul unit. Observa transformările prin care trec copiii, iar cu Ioana vorbea ca sublinierei cu o prieten. Dar nu era fericit. Avea de luptat cu un soc alcoolic, care o însubliniere la cu non-subliniere alang. Îi sublinierei mărturisea acest lucru, iar apoi îi sublinierei cerea iertare. Ea îl ierta. Dar nu a avut niciodată puterea să plece sau să-l lase să plece. În urmă cu 3-4 ani, a avut o relație extraconjugal pe care nu sublinierea o ascundea de fel. Venea cu amanta în acelea sublinierei cercuri de prieteni cu care venea sublinierei cu Monica Ient fere pic de gen. O prezenta pe femeie ca fiind iubita lui. Ea sublinierei Monica pentru ce sublinierei ei i-a prezentat-o la fel. La un moment dat, el a vrut să plece, să se mute la amant. Dar nu a mai plecat, a declarat apropiata, potrivit Libertatea.